Ok, de salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Mario. Voi începe cu acest marketing matchup moment pentru că nu mi-am dat seama și n-am făcut intro-ul la Division Rival și după o să pun Division Rival, pică horn, destul de slăbus, da, pentru pe ăsta. Da, n-am băgat foarte mulți bani, playeri de la mine din club și revin cu marketing matchups. Da, voi băieți, au venit reward-urile. Am ieșit rank 1, cred. Da, băi, la cât am jucat ați nebunit. Deci aveam undeva la 51 de winner și... Nu, 61 de winner și 54 de loser, mă rog. Bă, și am pierdut în continuu o grămadă de meciuri. E, ieri am jucat și am câștigat super multe meciuri. Și na, vedem. Am aceste pecuri. Hai să începem cu primul. Sper să primești eu ceva, că m-am chinuit destul de mult. Săptămâna trecută l-am luat pe David Silva. Și un inform. Nu cred că e walkout. De board, Nemanja Matic sau... A, Dusan Tadic. Bun. Sunt pe curirea în tradable, deci o să ne ajute la SBC-uri. Tadic, Mata, Belloni. Mamă, doar un scoat fitness, băi. Ok. Hai că-l punem așa. Hai, următorul pe care. Haide. Tot așa. Bun. Oh, e walkout, e walkout, walkout. Brazilian. Goalkeeper Alisson. Alisson, 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 Alisson. Bine, bine. Pică Alisson Becker. Alisson Becker. Bine. Bine, bă, bine. Alisson Becker. Alisson Becker. Incredibil. Incredibil. Alisson Becker. Nu îmi vine să cred efectiv. Îmi pică Alisson. Alisson Becker. Nu se poate. Nu se poate cât bulan pot avea. Și atât, mamă, incredibil, o să intre direct titular omul, nu știu cum o să-i fac. Da, cam brazilieni. Mamă, vine perfect Amedre Militao și Gabriel Paulista acolo. Mamă, intră perfect Alisson. Să mor. Mamă, ce bine. Bine, bă, bine, ce pec. Ce pec. Alisson. Hai să vedem mai departe. Cel mai bun portar din lume. Nu e walkout de data asta, dar ce să mai da, frate, că mi-a dat pe Alisson, ești nebun. Ce mai trebuie? Nu mai trebuie nimic. E de ajuns Alisson. Farman. Bă, și Farman e decent pentru un portar de Premier League. Meritam, frate, pentru că am jucat super mult. Nu mă laud sau ceva, dar am jucat super mult. Ieri m-am întors la 2 de la liceu și am jucat până seara. Până pe la 8, 9. Ok. Nu e walkout, dar ce să mai trebuie, v-am zis, nu mi-am nevoie de niciun walkout. Dacă mi-ar da un Nether Militao un duplicate, să fac și eu niște bonuți, dar nu mai vreau niciun bonuț, ești nebun. Alisson, e ce trebuie, băi. E ce trebuie, am și fundaș și central al brazilieni. Incredibil, ce pic, băi, ce pic. Alisson Becker, oh, și aici sunt doar playeri. Super. Oh, și Mitriță. Munir, Haladitu. E bine că aici sunt doar playeri. Aici e posibil să primesc player mai high rated. Hai, de ultimul pack. Nu mai vreau nic, mi l-a dat pe Alisson, ești nebun. Oh, fii atent că o să te sclipesc mai mult. Este olandez, Memphis? Nu. Cine? Oh, De Vrij, bun. Bun pentru SBC. De Vrij. Bun. Oh,
câți playeri destul de ok, Cruze, Giuliano, foarte ok. De la Atletico, foarte mulți playeri, foarte ok. Oh my god, nu cred. Asta parcă era tradable sau... A, mi-a picat și untradable, asta era parcă tradable, ce față are. Așa. Dar mi se pare că pot să-i las și aici la duplicate, fii atent. Nu de alta, de un 80. Uite, sorta item later. Forță. Ia, ce am aici? A, iara, da. Later, bă, later. Bun. Și o să urmeze primul meu weekend league cu Alisson în poartă. Oh my god, nu-mi vine să cred. Alisson în poartă. Da, voi băieți, revin cu pecurile de la Marky Matchup și ce se mai bagă diseară. Am făcut și pecurile de la Marky Matchups. Hai să vedem. Începem cu asta. Hai să vedem. Ok. O, walkout? Sau? Mi s-a părut? Francez? Right winger? De la Barça? Dembele, oh my god! Dembele în duplic, nu e walkout, dar putem spune că la prețul lui e preț de walkout, ăsta ești nebun. Și atât. Mamă, dar ne-a picat bine. Ia să vedem. Dem B Usman Dembele. Dacă s-ar încărca și fut bine 76K. Gata, băi. De 6 de K, pun așa, bun. Restul hâț, hâț. Bun. Pot spune că sunt foarte mulțumit. Ok. Nu cred că a fost walkout, dar mi s-a părut că a rămas în stânga becul aprins. Nu vreau să zic nimic. Este Bartra. Da, e ciudat pentru că lucesc foarte mult și n-ai cum să stai seama exact. O, și Belarabi, pe foarte interesant. Bun. O, și s-a vândut deja Dembele. Hai să vedem. Aici n-a fost loc, sigur. Ok, nici bord de data asta. N-a dat prea bine. Ok, hai să vedem din ultimul pack. Ok, se oprește aici, din păcate. Am luat Bartra și Dembele și de aici ce luăm? Lindelof și atât. Bă, destul de bun. A apărut și Scream. Nu știu exact care sunt toți playerii. Nu sper să îmi pice nimic din pecurile astea două. Băi, mi s-a părut mie sau cât mai mult în stânga. Mi s-a părut. Nani. Sau ca așa slăbuț. Ok, se oprește aici. Hai că ne-a dat ceva de la pecurile astea. Da, băi băieți, am făcut cele două SBC-uri introduse în seara asta de la Scream. Nu știu dacă m-am auzit de la început, am zis că am făcut cele două SBC-uri introduse de la Scream. Ok, nu e nimic. Ok, să vedem ce pic aici. Jinia cu McTominay. Și teștea, asta e posibil să fie că e și din Bundesliga, dar nu e. Mă rog, maximum K. Trimitem totul la club. Da, hai să vedem premium gold player spec, haide să pice ceva de aici, măcar un board. Wow.
Hai că bord pică. Horau. Horau sau ceva. Horau. Vertu Johnny. Slăbuț pe. Slăbuț, slăbuț, slăbuț. Încă două pecuri. O, what? O să fie mai mult în stânga, mi se pare. Cât de mult? A, lei. 84. Ok. Și resnic. Pecurile din seara asta de la scrim de duminică seară. Nu prea am făcut cine știe ce la squad battle, deci nu o să fie reward-uri pe abone. Cred că silver-ul nu ies. Chamberlain. Ok. Chiar așa. Așa, așa. Bun. Da, băi, băieți, au venit reward-urile de la Squad Battle. S-a mi-a ieșit Silver 2 pentru că nu prea am jucat. Hai că, da. Nici rar nu e. Pentru că m-a interesat Weekend League-ul. Și nici acolo n-am făcut mare chestie. Mai aveam de jucat vreo 4 meciuri. Nici ești neborț. Ăsta, rar, Dani Garcia. Da, și m-am enervat la Weekend League și n-am mai jucat după ce am văzut că nu mai am șanse la Silver 1 și am rămas Silver 3, mă rog. Hai de capul meu. Nimic de la pecurile de la Squad Battles. Absolut nimic. Hai să vedem de la pecul ăsta săptămânal. De la Champions Edition. Ok. Cred că nu e bord. Vai, se oprește aici. Vai. Da, cu ăștia. E ceva? Nu e nimic să mor. Ia. Hai că e ceva. Cam astea sunt pecurile de la Marquee Match of Champions League. Și mai trebuie să facem chestia aia cu Player UEFA Champions League, dar eu animații super mișto asta de la Scream. Îmi place foarte mult, nu e walkout, nici board. Hai că da. Trebuie să scot peste 10k din pecurile astea, pentru că v-am zis, trebuie să iau playerul Champions League. Și cred că din ăla voi scoate măcar, nu știu, 5.000 din ala altul. Și din asta 2.000 dacă aș scoate ar fi bine. Ia. Hermoso, ce să-ți dorești mai mult de la viață? Gata. Nu mai am nimic, forță. Bine, bă, bine. Ok, altele scrim pack. Se oprește aici. Dacă ar mai pica un, pe un player aș face profit mare. O, oh, și Ryan Bubble și ce să mai vrei, frate, de la viață. L-am luat și pe Martin degeaba. Bine. Am făcut și SBC-ul Under the Spotlight. Hai să vedem. Mamă, ce mișto. Nimic. Măcar să fie un player Champions League. Ai albastru, doi albaștri. Așa se face profitul.
Bun. Altceva? Să vedem ce prinde Nintendo Mega Pack cu asta de la SBC. Sper să fie un player rar Champions League. Ca să scoși 10K. Hai că da. Martinez 81. Talent. Sau 82. Bă, frate, nu mi-a picat niciunul Champions League. Nici tu rău. Măcar niște squad fitness, doar unul. Oh my god. 1000 de coins. Asta se dă pe ceva. Bun. Da, băi băieți, am revenit cu premiile de la Division. Am luat tot, am 3 dublurile. Haideți să începem. Primul pack. Ok. Nu e walkout, nici măcar boards. Hai de capul meu. Ai, sunt și untradeable forță. Și asta cred că e tot untradeable. Asta e viața, frate. O să iau și premiile de la... Cum se numește? De la Weekend League. Aș vrea să-mi pice Tyson, am făcut silver 3, pentru că după ce am văzut că nu mai ai nicio șansă la Silverul, n-am mai vrut să joc, am mai avut 3 sau 4 meciuri. Oh, Ndombele. Păcat că e untradeable. Și un player care sper să fie... Ah, nu e rar, sigur. E common, dar merge. Pentru viitoare SBC-uri, ăsta sigur e tradable. Hai că sigur. Și asta sigur. Uite. Da, nici de rău. Bă, trebuie să-l țin pe ăla de la Frankfurt. S-a băgat chestia cu ligile de la cu Liga Bundesliga. Nimic. Am zis că iau și am 3 de valorile, îmi pică și mie ceva. Zuma, slăbuț, pe Hunter, ok. Și asta mi se pare că e untradeable. Măcar dacă mi-ar da și mie mai multe squad fitness-uri sunt super răcit. Ok. Scripește mai mult fața lui Sancho, dar nu e walkout, nu word, ba. Sau words mi se pare că era. Am dat skip. Hai că e words dacă e. Nimic, mi se pare că și asta e untradeable. A, ba nu, bine. Bun. Și asta e untradeable. A, ba nu, super. 924 de coini. Și ăștia la cu XL. Haide, vă să picie ceva bun. Hai că pică dacă e. Așa. Olegul ăsta cu mitriță de la New York. Haide, bă, haide. În fiecare săptămână mi-a picat câte un walkout. Da, se pare că săptămâna asta nu pică. Poate, na, la Weekend League. Chiar dacă nu prea mă gândesc eu că îmi pică din pecurile alea. Da, încercăm. Au venit și reward-urile de la FUT Champion. Silver 3, cum a zis. Hai să vedem cine pică. Player pică, aș vrea Tyson. A, hai că Tyson a picat. Îl iau pe ăsta că e seria pentru chestia cu First Stoner. Așa. Hai să vedem din pecuri.
Trebuie să fac și chestia aia cu forestaller. Asta pe mai slab și restul pe curilor sunt la fel ca cele pe care le-am deschis de la divizie. Ok. Pe drona bichita, decent. Ok, hai să vedem. Nimic și de aici. Bă, dar chiar nimic. Sau e în duplicate? Cred că e în duplicate, da. E chinezul ăla. Da, sunt foarte răcit, 14K. Cum ar fi să-mi dea un draftul, că sincer că n-am primit nimic. Hai că-mi dă dacă e. Nimic de la reward-urile săptămânale. O, pisce cu Aniama. Ok. Parcul prea. Asta e ceva? Hai că e dacă e. Ok. Da, voi băieți, cam asta a fost episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram. Eu am fost 007 Mario. Pa!